Direcția de Sănătate Publică Suceava a primit de la Ministerul Sănătății încă 9.000 de doze de vaccin antigripal pentru imunizare. La începutul sezonului rece, DSP a solicitat Ministerului Sănătății 35.000 de doze, dar au ajuns la Suceava în primă fază doar 6.400, care au fost epuizate în cursul săptămânii trecute. În urma unei noi solicitări a fost trimisă și a doua tranșă de 9.000. Intenționăm să-l distribuim în primul rând personalului medico-sanitar, aproximativ 4.000 de doze, persoanelor instituționalizate, bătrâni, copii, aproximativ 2.000 de doze. Restul de 3.000 de flacoane stau la dispoziția medicilor de familie din județul Suceava, care pe baza cererilor vor primi de la DSP vaccinuri pentru sucevenii înscriși pe liste. În funcție de necesar, Ministerul Sănătății mai poate distribui județului și alte doze de ser pentru imunizare împotriva gripei. De la începutul acestui sezon, în Suceava nu a fost confirmat niciun caz de gripă.